Frăsinei, luna septembrie, ziua 19-a, Sfinții Mucenici Trofim, Savatie și Dorime Dont, când rău credinciosul Probus 276-282 avea sceptrul împărăției Romei, iar în Antiohia stăpânea Atic, care se numea și Eliodor, atunci se săvârșea praznicul pierzător de suflet al lui Apollo și locuitorii cetății, precum le era obiceiul, toată ziua aceea se îndelăniceau cu aduceri de jertfe, beții, dănțuiri și toate lucrurile cele de dezmierdare. Atunci au venit acolo din părțile din afară doi necunoscuți, Trofim și Savatie, bărbați drept credincioși și închinători ai adevăratului Dumnezeu. Aceștia, văzând orbirea și pierderea marii mulțimi de suflete, au suspinat cu greu și, amestecându-și cuvintele cu lacrimi, au zis către Dumnezeu: Dumnezeule, Cel ce cu cuvântul din neființă toate le-a alcătuit și pe om după chipul Tău l-ai zidit, Tu caută din cer și scoate pe acești oameni din mâinile vrăjmașului. Grăind de acestea, închinătorii la idol, cei ce i-au văzut pe dânsii, au cunoscut că nu fac parte din păgânătatea idolească și prinzându-i i-au dus la stăpânitorul și judecătorul lor cel mai dinainte pomenit, Atic Eliodor, care, văzându-i, îndată a poruncit să-i despartă pe unul de altul. Aducând de față întâi pe Sfântul Trofim, îl întrebă de nume, de viață și de credință, iar el a răspuns: Numele meu este Trofim și m-am născut din părinți sloboți și de neam bun, însă am fost robit păcatului până ce, prin botezul lui Hristos, am luat cea mai bună libertate și neamul cel mai bun. Iar judecătorul a zis: De ce credință ești? Răspunsa Trofim: Iată, ți-am spus, dar ascultă mai lămurit, sunt creștin, rob al lui Hristos și lui vreau să fiu jertfă. Judecătorul a zis: Dar ești străin sau cetățean? Iar Sfântul, cel ce cu adevărat era străin de lume, a zis că este străin. Iar judecătorul a întrebat: Oare ai citit poruncile împărătești? Răspunsa Sfântul: Le-am citit, însă ce este nou, că între dreapta credință și înșelăciunea diavolească este atâta deosebire cât între zi și de noapte. După aceste cuvinte, mânindu-se prigonitorul, a poruncit ca pe Sfântul Trofim, dezbrăcându-l, să-l întindă în patru părți și să-l bată fără milă. Și l-au bătut mult pe mucenic până s-a roșit pământul cu de sângele lui. Apoi judecătorul a poruncit ca să înceteze al bate și i-a zis: Jerfește zeilor, Trofime, că de nu vei jerfi, te voi trimite în Frigia la Dionisie, prigonitorul. Acel Dionisie era foarte cumplit. Prin tirania sa cea fără de omenie era vestit în toată lumea. Răspunsa Sfântul Trofim: Nu mi se cade mie nici a mă gândi la aceasta, chiar dacă voi fi ucis de tine ori de altul, că de voi fi chinuit ori de Eliodor, ori de voi fi chinuit de Dionisie, tot o moarte mi este înainte, pentru că amândoi au același gând să ucidă pe cei care au hotărât să slujească cu dreaptă credință lui Dumnezeu. La aceste cuvinte, judecătorul mai tare s-a mâniat și a poruncit să-l spânzure pe lemn pe sfânt și să-i rupă trupul. Și îndată veniră de față cei care taie capetele cu unelte ascuțite, cu care, tăind trupul mucenicului și strujindu-l până la oase, ajunseră la cele dinăuntru ale lui, iar el, răbdând, grăia încet și lin: Doamne, ajută robului Tău! Iar judecătorul a zis către dânsul: Unde este Hristos al Tău, Trofime? Iar el a răspuns: Hristos al meu este cu toți cei ce-L cheamă pe El în adevăr și de mine nu se desparte. Semnul adevărat al venirii lui Hristos la mine este acesta, că rabd cu înlesnire chinurile pe care nu le poate răbda firea umenească, de nu ar fi lângă dânsa ajutorului Dumnezeu. După aceste chinuri îl aruncară pe Sfântul Trofim în temniță, apoi aduseră la judecată pe fericitul Savatie. Și îndată a zis către dânsul judecătorul: Nu te întreb pe tine, deci creștin, ci spune mai întâi de ce rânduială ești. Pentru că singur cuvântul creștin era așa de urât a celui necurat, încât nici nu voia să-l audă, precum cel bolnav de ochi nu suferă să vadă lumina cea bine primită la toți, la fel și prigonitorul, fiindu-i ochii sufletești așa de întunecați, nu suferea să caute cu dânsi la lumina numelui lui Hristos, pentru aceea i-a zis: Nu te întreb pe tine, deci creștin. Iar Sfântul Savatie a răspuns: Mie, o judecătorule, dregătoria, vrednicia, moștenirea, mărirea și bogăția mea este Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel pururea viu, cu a cărui purtare de grijă toată lumea durează și se cârmuiește. Judecătorul, socotind răspunsul cel îndrăzneț al mucenicului ca o jignire, s-a mâniat și l-a lovit peste obraz zicându-i: Na, să răspunzi precum te întreb eu și mai înainte, până nu te voi pierde pe tine cu chinuri, apropie-te de zei și le jertfește lor.
Sfântul a ocărât pe zeilor și a râs de nebunia lor și a dat pe față păgânătatea lor. Atunci, după porunca a prigonitorului, l-au spânzurat și cu unghii de fier l-au strujit atât de mult, până ce au rămas oasele goale, căzând carnea și cele dinăuntru lui se vedeau rupte, încât chinuitorii nu aveau ce să mai rupă de pe dânsul, că toată carnea căzuse. Rămânând numai oasele spânzurate, îl dezlegară de pe lemn și îndată Sfântul Savatie în acele chinuri și-a dat sufletul în mâinile Domnului. Mutându-se Sfântul Savate către Domnul, a rămas singur în chin fericitul Trofim. Judecătorul, pierzând speranța că îl va întoarce spre păgânătate, a gătit să-l trimită în Frigia la prigonitorul Dionisie, de care am pomenit mai înainte. Drept aceea a scris către dânsul o scrisoare, înștiințându-l despre Trofim, despre câte chinuri a răbdat și că s-a arătat mai tare decât cei care l-au chinuit și că pe Hristos unul îl cinstește și pe ei ca pe nimic îi socotește. Tremieșii, luând scrisoare, au scos pe Sfânt din temniță și, după porunca prigonitorului, l-au încălțat cu încălțăminte de fier care avea în ea mulțime de piroane ascuțite, cu care să-l ducă încălțat pe cale. Și, luând ostașii pe Sfânt, îl duceau și îl sileau să meargă deopotrivă cu dânsii, ei pe cai, iar Sfântul pe jos, în încălțămintea cea de fier, înțepându-i se picioarele de piroane, mergea întrecând pe cei pedreștri și călări și se uda calea cu Sfântului sânge. Acolo, cu adevărat chinuitoare, a fost calea ce a dus la viața veșnică, unde câți pași a făcut, atâtea răni noi a luat în picioare și câte răni noi a avut, atâtea dureri și necazuri a răbdat. Însă Domnul, fiind calea, îl întărea pe robul său pe cale și pentru fiecare pas îi gătea lui răsplătire. Mergând 3 zile, a ajuns la cetatea Frigiei, care se numea Sinad, și acolo ăsta și-au dat lui Dionisie scrisoarea de la Eliodor. Acesta, citindu-o, a poruncit să-l aducă înaintea sa pe Sfântul Trofim și, văzându-l, l-a întrebat, oare tu ești Trofim? Iar mucenicul a răspuns, Trofim mă numesc și sunt rob al lui Hristos, adevăratul Dumnezeu, în care cei ce cred nu se rușinează niciodată. Iar Dionisie a zis, încă te afli tot în nesupunere și pe acel Hristos zadarnic și în deșert îl mai chem, el la mulți a fost pricinuitor al morții. Dacă n-ai vrut mai întâi să te lepezi de el, apoi acum lasă nădejdea pe care ai avut-o spre dânsul și jertfește idolilor, ca scăpând de muncile cele cumplite și de moarte să-ți petrezi zilele tale în pace. Viteazul Trofim a răspuns, de moarte și dacă aș vrea să scap, nu este cu putință, că de nu mă vei ucide tu, apoi însăși firea cu adevărat este datoare să moară, iar prin moarte se cade a dobândi viața aceea care fără de măsură este mai bună și mai mare decât aceasta, care este plină de răutăți și scurtă. Bunătățile vieții ceva să fie, ochiul cel de tine nu poate să le vadă și urechea să le audă, nici nu se suie la inima omului. Deci, cu mare dorință sunt robit de viața aceea și mă bucur auzind de la tine de moartea cu care mă îngrozești. Atunci Dionisie, oftând de mânie, a poruncit ca să-l bată pe Sfântul Trofim cu vine crude. Iar când îl bătea, îi zicea prigonitorul, să zici numai cu buzele, Trofime, voi jertfi zeilor și îndată te vei izbăvi din chinuri. Iar el, nesocotind bătăile și cuvintele prigonitorului, tăcea. Apoi slujitorii au turnat oțet cu muștar amestecat în nările lui după porunca prigonitorului. După aceasta, spânzurându-l pe un lemn, îi spintecau coastele, făcându-i răni lungi și adânci, încât ieșeau râuri de sânge din el, iar el, răbdând, zicea în sine, multe sunt cazurile dreptilor și din toate acelea îi va izbăvi pe Domnul. Aceasta, auzind-o, Dionisie a zis, deșarte este nădejdea ta, Trofime, și zadarnice gândurile tale, pentru că cine va veni la tine din cer ca să te izbăvească de răutățile cele de aici? Deci te sfătuiesc, jertfește zeilor și îți vei ajuta ție. Iar Sfântul, râzând de nebunia prigonitorului, a zis, de Dumnezeul meu cel adevărat și viu nu mă voi lepăda niciodată. Dionisie a zis cu mânie către slujitori, mai groaznic să-l chinuiți pe el, și se sileau chinuindu-l foarte cumplit, iar Sfântul se ruga, caută din cer Dumnezeul meu și mă izbăvește de cursa vânătorilor, că Tu ești așteptarea mea, Doamne. Prigonitorul a poruncit ca să toarne pe nările lui oțet cu sare, adăugându-i mai multă durere, iar fericitul a zis către judecător, mai tare acum ai făcut trupul meu ca să nu se strice de bătăile ce mi-ai dat tu. Apoi cu lumânărea prinse iarseră coastele, dar nici așa nu a slăbit ostașul lui Hristos și nebiruit. După aceasta l-a aruncat în temniță. Era acolo un bărbat anume Dorimedont, sinclitic, întâi între sfetnici, creștin binecredincios, dar tăinuit de frica muncitorului. Acela, mergând adeseori în temniță în taină la Sfântul Mucenic Trofim, îi spăla sângele
Îi stergea rănile cu pânze curate și legau umflăturile, având în toate grijă de dânsul, dar nu s-a tăinuit multă vreme această faptă bună a lui înaintea muncitorului, pentru că îndată a sosit praznicul cel urât de Dumnezeu care se numea Dioscoria, adică ziua lui Castor și a lui Pollux, și se sărbătorea de către întregul popor acel praznic păgânesc în cetatea Sinad. Dionisie, cu toți mai mari și sfetnicii săi, se închinau idolilor în acea vreme, dar văzând că nu este cu dânsii și Dorimedont, au trimis după dânsul ca să se veselească cu dânsii. Iar fericitul Dorimedont a răspuns celor ce veniseră la dânsul: sunt creștin și nu mi se cade a veni la ospețe păgânești. Auzind aceasta, Dionisie a poruncit ca să-l aducă cu sila pe acela la sine. Întrebându-l pentru cine a venit cu dânsii la ospăț, s-a înștiințat că într-adevăr este creștin, însă nevrând în acea zi să-l judece pe el, a poruncit să-l ia sub pază. Deci trimitea la dânsul pe oarecare din prietenii săi, îndemnându-l să se pocăiască și să se întoarcă la zeilor, iar el, privind cu iuțime la dânsii, le-a zis: depărtați-vă de la mine toți lucrătorii fără de lege. Apoi iartă cea și s-a făcut, precum zice psalmistul, ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Iar a doua zi a așezut prigonitorul la judecată și, aducând de față pe Dorimedont, a zis către dânsul: omule înșelat, ce ți-a fost ție ieri că te-ai depărtat de zei și n-ai împlinit poruncile împărătești? Oare nu erai tu îndestulat ca să fii cinstit de toți și să ai între noi locul cel mai dintâi? Răspunsa Sfântul: cel ce iubește pe adevăratul Dumnezeu într-un nimic socotește toată cinstea și slava, pentru că ce folos este mai mult decât alții a se mândri, în haine de mult preț a se îmbrăca și celor fără de suflet idoli a se închina? Toate acestea sunt vremelnice și deșarte, despart pe om de Dumnezeu și mijlocesc ghiena focului. Chinuitorul se sârguia mult cu îmbunări și cu îngroziri ca pe Sfântul Dorimedont să-l despartă de Hristos, dar după ce n-a sporit nimic a poruncit să-l dezbrace și să-l spânzure și cu țepi de fier înfocate să-i ardă coastele lui. Și zicea nelegiuitul: voi vedea de va veni Hristos ca să-i ajute lui. Iar Sfântul, fiind chinuit, chema numele Domnului Dumnezeului său și bajocorea pe spurcații idol și cu cuvintele sale rănea inima prigonitorului mai mult decât acela cu țepile care rănea trupul lui. Iar Dionisie se repezea la slujitorii cei ce munceau pe Sfântul și îi mustra pe ei că nu pot să biruiască limba unuia ce hulește pe zeilor ca să tacă. Iar ei, umplându-se de mânie, cu unghii de fier au rupt fața Sfântului și au dezrădăcinat dinții lui. Însă nici așa n-au putut să încuie cu tăcerea gura cea grăitoare de Dumnezeu, care mărturisea pe Hristos și ocăra pe idolii cei fără de suflet. Apoi au aprins foc sub dânsul și l-au pus pe cărbuni aprinși, iar el, ca pe niște flori roșii umblând, se bucura în pătimirile sale, arătându-se gata să rabde mai multe și mai cumplite munci pentru Hristos. După aceasta, prigonitorul a poruncit să-l ducă pe el în temniță, iar pe Sfântul Trofim să-l scoată din nou la chinuri, și spânzurându-l cu unghii de fier, îi rupea carnea de pe trup, îndoind rănile cele dintâi. După aceasta, cu țepușe înfocate, i-au scos ochii, iar Sfântul, pătimind mulțumea lui Hristos, apoi îl aruncară iar în temniță. Deci se sfătui Dionisie cu sfetnicii săi cum să piardă pe Trofim și pe Dorimedont, că de toate muncile nu băgau seamă. Astfel se hotărâ să-i dea pe ei la mâncarea fiarelor. Apoi a poruncit chinuitorul ca să pregătească niște fiare flămânde și să hotărească ziua priveliștei. Sosind ziua aceea în care sfinții erau să fie mâncați de fiare, a ieșit Dionisie cu toți sfetnicii și cu slujile sale la priveliște și s-a adunat popor mult. Apoi scoaseră pe sfinții mucenici Trofim și Dorimedont, goi și răniți, fiindu-le tot trupul ca o rană. Punându-i pe ei în priveliște, au dat drumul din cușcă la o ursoaică, iar ea, cu mânie, repezindu-se, a alergat spre dânsii. Când s-a apropiat de ei, îndată mânia fiarei s-a schimbat în blândețe, iar Sfântul Dorimedont, dorind ca mai degrabă să se dezlege din trup și cu Hristos să viețuiască, a luat pe ursoaică de ureche și o întărâta pe ea, ca doar mai degrabă ar fi sfâșiat de dânsa, iar ea, ca și cum se rușina de el, își pleca și își întorcea capul ei. Iar muncitorul se mânia mai mult decât fiara și singur într-o sine se chinuia, văzând pe sfinți nevătămați de acea ursoaică. Apoi a dat drumul din cușca asupra lor unui pardos, dar și acela, ca un câine bucurându-se, lingea picioarele lor. După aceea a dat drumul unui leu, însă și acela a făcut tot ca și cei din tâi, arătându-se ca un mielușel blând. Apoi s-a mâniat cu inuitorul asupra celui ce avea grijă de fiare și îl îngrozea pe el cu moarte de nu va întărâta pe fiare ca pe acei doi creștini să-i mănânce.
Și când acela voia să întărâte leul, îndată s-a repezit leul la dânsul și a rupt pe stăpânul său. Deci tot poporul, văzut o minune ca aceea, se mira și cunoștea puterea Marelui Dumnezeu și Mântuitorului nostru. Numai singur muncitorul, cel fără de lege, nu voia să cunoască și cu mai mult întuneric de nebunie se acoperea, hulind pe Hristos și pe robii lui, numindu-i fermecători. Apoi a poruncit să le taie lor capetele cu sabia. Și așa sfinții mucenici Trofim și Dorimedont, după multe și amare munci, au murit cu ucidere de sabie, iar acum în viața cea fără de moarte, adăugându-se Sfântului Savatie, dănțuiesc cu îngerii, slăvind pe Sfânta Treime, pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, pe unul Dumnezeu, cel de tot slăvit în veci. Amin.